În vremea aceea au venit la Iisus unii dintre cărturari și farisei zicându-i: Învățătorule, voim să vedem de la tine un semn. Dar Iisus răspunzând le-a zis: Neam viclean, desfrânat cere semn, dar semnul îi se va da de fără numai semnul lui Iona prorocul. Căci precum Iona a fost în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, căci ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată, aici este cineva mai mare decât Iona. Împărăteasa cea de la miază zi se va scula la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci a venit de la marginile pământului să audă înțelepciunea lui Solomon, și iată, aici este cineva mai mare decât Solomon. Iar când Duhul cel necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă și nu găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit, și venind o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el, și intrând locuiesc acolo și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Așa va fi și cu acest neam viclean și desfrânat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. O neam necredincioș și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Om neam necredincios, îndărătnic, viclean și desfrânat, până când voi fi cu voi? O neam viclean și desfrânat, ceri semn, dar nu vei primi decât unul singur, că precum Iona a stat în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, și a ieșit la suprafață și a propovăduit în Ninive pocăința, așa și voi veți avea un singur semn. După 3 zile în care trupul meu va sta înmormânt, iar sufletul meu unit cu dumnezeirea va sta în adâncul iadului să elibereze pe cei ce vor voi, iată că după 3 zile voi învia și acesta va fi semnul vostru. Pentru unii nebunie, pentru unii sfinteal, pentru unii înțelepciune, iubiți credincioși. De aceea, o neam necredincios pe verticală și viclean sufletește, o neam păcătos pe orizontală și pătimaș și desfrânat, ce semn de la mine, bunul Dumnezeu, ce semn mai mare decât acesta vrei, decât sunt, că sunt în mijlocul tău? Eu, Dumnezeu, sunt în mijlocul tău. Ce vrei mai semn decât acesta? Și ca să înțelegi, iată că poporul și cetatea Ninive a primit un semn cum prorocul Iona a ieșit dintr-o vietate, a ieșit dintr-un chit, a ieșit dintr-un pește mare și a venit și a propovăduit. Iată că peștele nu m-a înghițit. Iată că marea nu m-a omorât. Iată că furtuna nu m-a prăpădit. Și mila lui Dumnezeu la voi a venit. Și am venit să vă propovăduiesc. Pocăiți-vă și iarăși pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerului. Și aceștia, văzând chitul, văzând pe Iona prorocul, toți au postit, toți s-au căit, toți în cenușă sau în sac s-au îmbrăcat, cenușă în cap și-au aruncat, și Domnul Dumnezeu, iubiți credincioși, a primit pocăința lor și i-a iertat. Dar s-au manifestat trupești, s-au manifestat în planul cel mai de jos, că au văzut și animalul, au văzut
și pământul, au văzut și praful și s-au dus cu toții cu capul în pământ și s-au smerit. Dar poporul Israel, dacă voi spuneți că l-aveți pe Solomon, cel mai mare bărbat născut din femeie, iată că tocmai Solomon și cei care l-au iubit și l-au cinstit vă vor osândi, pentru că a venit împărăteasă, a venit, iubiți credincioși, la Solomon și a vrut să afle împărăteasa cea de la miază zi, să afle cuvânt de înțelepciune de la el. O împărăteasă, nu oricine, de la miază zi a venit și a ascultat cuvânt, s-a înțelepțit, s-a căit, s-a pocăit, s-a luminat și de Dumnezeu, prin cuvântul Solomon, iubiți credincioși, iată că s-a ridicat, sufletește și trupește. Dar voi aveți în fața voastră, nu la nivel trupesc, nu la nivel sufletesc sau la nivel rațional, cum a avut împărăteasa prin Solomon, ci voi aveți la nivel duhovnicesc, dumnezeiesc, pentru că în fața voastră este cineva mai mare decât Iona, este cineva mai înțelept decât stăpânitorul cuvântului Solomon, ci însuși cuvântul care a grăit prin Solomon. Iată că în fața voastră este Dumnezeu înomenit, Cel care a făcut cerul și pământul. De aceea eu vă spun vouă că aceștia vor fi la judecată mai puțin osândiți sau slăviți mai mult decât voi, pentru că voi aveți totul și nu vreți să vă smeriți, nu vreți să credeți, nu vreți să vă înțelepțiți, nu vreți să vă pocăiți, nu vreți pe Dumnezeu înomenit să Îl primiți și cu El să vă uniți. De aceea, iubiți credincioși, Domnul trece nu la nivelul chitului cu poporul Ninivei, nu la nivelul sufletului cu împărăteasa de la miază zi și cu Solomon, care la nivelul rațiunii a luminat-o, ci trece la nivelul Duhului și spune: cuvântul meu este Duh mistuitor, cuvântul meu este Dumnezeu. Eu sunt în mijlocul vostru. Și când sunt eu, este și Tatăl, este și Duhul. Și atunci le dă un exemplu, iubiți credincioși, pentru casa lui Israel, pentru neamul lui Israel. Le spune așa: când Duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă și nu găsește. Iată, am venit eu în casa voastră, în neamul vostru, în frații voștri, și am alungat toate duhurile necurate din voi, ca voi să credeți, ca voi să vă luminați, ca voi să vă cutremurați. Am alungat draci, am vindecat bolnavi, a văzut orbul, a cuvântat mutul, și toate minunile s-au întâmplat în mijlocul acestui popor binecuvântat, ales și binecuvântat. Și am alungat toate duhurile, numai cu cuvântul. Dar aceste duhuri s-au dus în pustiu, acolo să-și găsească odihnă. În loc pustiu ne umbla și fără de apă. Dar n-au stat acolo, ci s-au întors, pentru că au venit să verifice inima voastră, poporul meu, poporul meu ales. Să verifice dacă ați înțeles, să vadă dacă v-ați căit și dacă v-ați pocăit, să vadă dacă v-ați trezit și dacă v-ați întărit în credință, din duhurile înapoi, din îngăduința lui Dumnezeu, să vă cerceteze inimile și să vă lupte, să vadă dacă v-ați așezat cum trebuie cele sfinte. Și atunci, iubiți credincioși, iată că spune Duhul necurat: mă voi întoarce la casa mea, pentru că până să vină Domnul, aceștia stăteau în latura și umbra morții, stăteau în latura prințului întunericului, aceștia stăteau stăpâniți în casa lor, de cel care spunea că este casa lui, adică de Duhul necredinței și de Duhul fariseismului și al apostaziei. Și mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit, pentru că Hristos Dumnezeu m-a izgonit. Și venind, o va afla golită, măturată și împodobită. Cine a golit-o? Cine a măturat-o? Cine a împodobit-o? Cine a luminat-o? Cine a tămăduit-o oare pe această casa lui Israel? Oare un Domnul care de dimineață și până seara propovăduia, curăța și lumina prin cuvânt, care în continuu tămăduia bol de netămăduit? Oare nu Domnul, iubiți credincioși, a curățat, a primenit, a luminat și a împodobit casa lui Israel și în Vechiul Testament și în Noul Testament? Oare nu El i-a înzestrat
și cu lege, și cu templu, și cu iubiți credincioși, jertfe, și cu rânduieli, și cu arhierei, și cu leviți, și cu toți care trebuia să le săvârșească potrivit poruncilor dumnezeiești în casa lor cea sfântă. Și atunci aceștia, demonii, văzând casa curățată, s-au întors, iubiți credincioși. S-au întors și au văzut totul pregătit pentru ce? Curățat, primenit, măturat, împodobit pentru momentul în care poporul Israel să zică Mesia a venit. Hristos, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El este să ne închinăm și să-L ascultăm. Ei, aceștia toți, ar fi trebuit să se căiască, să se lumineze și pe Hristos Dumnezeu să-L primească. Dar ce au făcut nebunii, iubiți credincioși? Le-au aplicat pe toate perfect, desăvârșit, după lege, și au omorât pe dătătorul de lege. Au aplicat pe toate după templu și l-au omorât pe cel preînchipuit de templu. Le-au aplicat pe toate după mielul cel junghiat și au omorât pe mielul lui Dumnezeu și cel ce ridică păcatele lumii. Și atunci ce au făcut demonii văzând în ei ceea ce el nu avea? Au sesizat demonii în poporul Israel exact ce el nu avea. Ce nu avea demonul și toți ai lui în el? N-avea smerita cugetare. Și a spus, aceștia n-au smerita cugetare. N-au smerenia și credința smerită a sutașului. De aceea sunt vulnerabili. Au forma exterioară. Au templu, au legea, au jertfa, au cărturari, au farisei, au leviți, au arhierei, au de toate. N-au smerita cugetare. De aceea, fiind mândri, le folosesc împotriva lor. Fiind mândri, le folosesc greșit și ei se întunecă în loc să luminează, să se lumineze. Se murdăresc în loc să se curățească. Se depărtează de Dumnezeu în loc să se unească. Și, iubiți credincioși, le folosesc potrivit egoismului, mândriei și iubirii de sine. Și atunci demonii au sesizat ce? Punctul vulnerabil în Israel. Orientarea greșită a tuturor ostenerilor lor, adică într-o afirmare de sine, într-o dorință de stăpânire, într-o iubire de a porunci peste toate neamurile pământului. Și ce au făcut demonii? Au găsit casa curățată, primenită și împodobită. Dar au venit cu încă 7. Deci demonul s-a dus să aducă încă 7. Adică unul care a venit, a cercetat și a adus încă 7 demoni, adică 8. 8 demoni, viți necurați. 8 demoni, iubiți credincioși, care au adus 8 duhuri potrivit cu cele 8 gânduri ale necurăției, ale răutății. Duhul acesta al îndoibării, Duhul, iubiți credincioși, desfrânării, Duhul mâniei, Duhul iubirii de arginți, Duhul întristării, Duhul lenii, Duhul, iubiți credincioși, al slavei, eșarte și al mândriei. Dacă veți căuta la Sfântul Ioan Cosian, veți găsi cele 8 gânduri ale răutății, adică 1 cu 7 care le-au dus pe cele 7 și au găsit casa primenită și au intrat cu totul în ea. Mai rău, iubiți credincioși, decât erau înainte. De aceea Domnul le spune, neam viclean și desfrânat, așa va fi la voi. Pentru că se fac cele de pe urmă mai rele decât cele din tâi. Cum erați voi când nu m-ați primit? Erați niște împotrivitori, niște ascultători, niște încăpățânați, niște mândri. Dar când m-ați răstignit, cum erați? Erați de 7-8 ori mai răi. Pentru că ați căzut într-o apostazie generală. Ați căzut într-o nebunie totală. Ați strigat în cor, ial, ial, răstignește. Ați aruncat asupra voastră și asupra copiilor voștri blestem, spunând sângele dreptului acestuia asupra noastră și asupra copiilor noștri și a ajuns rătăcirea cea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. De ce? Oare n-ați postit voi? Posteau și lunea și joia, precum spunea fariseul. Oare n-ați dat voi zeciuială? Dă-o zeciuială și din izmă, și din mărar, și din chimen. Oare nu respectau ei sărbătorile? Le respectau pe toate. Nu respectau ei rânduielile, nu mișcau nimic sâmbăta.
Nu făceau cele ale templului, toate le făceau. Și tămâiau în altarul tămâierii și intrau hiereu odată în an în Sfânta Sfintelor. Și poporul era în curtea templului și toate erau perfect desăvârșite, rânduite. Dar nu l-au primit pe mine lui Dumnezeu. Și atunci sunt credincioși, n-au înțeles nimic în duh din ceea ce făceau. Și înțelegeau în literă, în trup și mai mult decât atât, în cabala și talmudul lor, le-au răstălmăcit în mod satanicesc și pe Hristos l-au răstignit. Dar, iubiți credincioși, și acum, ca și atunci, rătăcirea cea de pe urmă va fi mai mare decât cea din tâi. Și punem întrebarea, oare nu se fac în mănăstiri aceste lucruri despre care spune Domnul nostru Iisus Hristos? Orice mănăstire este o casă a lui Dumnezeu. Orice parohie este o casă a lui Dumnezeu. Orice familie și orice suflet este o casă a lui Dumnezeu. Și atunci, în casa aceea unde este un duh necurat, oare nu-l aruncă Dumnezeu prin puterea sa? Și nu face Dumnezeu lucrare spre milostenie? Pentru că în acea casă, ce face Domnul? O golește de ce e rău, o mătură Domnul și o împodobește. O golește prin spovedania care se face în fiecare post sau de câte ori se poate. O mătură, iubiți credincioși, aruncând și aruncând tot ceea ce este necurat și praful de pe sus și praful de pe jos și o împodobește cu cuvântul Evangheliei, cu cuvântul Apostolului, cuvântul Sfinților Părinți, viețile Sfinților, o împodobește cu virtuți, iubiți credincioși. Pentru că și ca și cei dinainte și cei de acum postesc și împodobesc casa lor, se roagă, priveghează, citesc, fac rânduieli, slujbe, vecernie, utrenie, se ostenesc. Mă gândesc în primul rând la cei din mănăstiri. Cum curăță ei casele lor, mănăstirile lor, în exterior și în interior? Cum împodobesc ei toate, atât la vedere cât și în interior, prin slujbe, privegheri și rânduieli și acatiste și paraclise și psaltiri neadormite? Dar, iubiți credincioși, demonul nu-i așteaptă să se ostenească, să obosească, îi așteaptă și pleacă acel duh necurat și spune: iată că au curățat casa, dar au devenit vulnerabili. De ce? Pentru că n-au pus în interiorul casei lor pe Stăpânul cel Mare, pe Hristos. Pentru că ei, după toate aceste pregătiri, nu pun pe Hristos în casă. Nu se împărtășesc cu Sfintele Preacuratele Taine. Și curățând, împodobind, au devenit ce? Sensibili. Au devenit vulnerabili. De ce? Pentru că și-au sensibilizat sufletul, dar în această stare de sensibilitate trebuie să vină Hristos cu acea putere. E ca și cum ai ara pământul, l-ai primit, l-ai curățat de toate acestea care sunt rădăcini, pietre și tot soiul de plante nefolositoare și în loc să pui plante cele bune, iar că tu îl lași așa. Și atunci o să iasă mai multă buriană. O să iasă mai multă pălămidă și spini, o să iasă mai multă rătăcire. Pentru că rătăcirea cea din urmă va fi mai mare decât rătăcirea cea din tâi. De aceea, iubiți credincioși, uitați-vă în țară, în nordul Moldovei, uitați-vă în Ardeal, uitați-vă acolo unde se fac pe la mănăstiri, în nordul Moldovei, iau ce scadă. Se face priveghere de toată noaptea, se citește toată psaltirea, se face tipicul la milimetru, se ține post fără de ulei, se fac metaniile cât mai multe, dar toate acestea au un rost dacă au ca bază smerita cugetare și ca finalitate Euharistia, să-L aducă în inima lor pe Stăpânul cel Mare. Dar dacă ei n-au smerita cugetare, se bazează doar pe ascetica aceasta orientată greșit, o să obțină o mistică fără de Hristos și atunci, dacă n-ai smerita cugetare, n-ai osteneala cum trebuie. Dacă ai osteneala fără de împărtășanie, iarăși nu ajungi la nicio finalizare. Și ce se întâmplă? Nemai simțind nimic, se duce într-o depresie în cadrul mănăstirilor și într-o nemulțumire a poporului. Și ce caută poporul, iubiți credincioși? Caută o trăire. Unde o caută? La protestanți, la neoprotestanți, la casurile de adunare, la adventiști, la baptiști, la evangheliști. Și au răsărit aceștia ca ciupercile după ploaie în jurul marilor mănăstiri și te întreb de ce. Oare de ce poporul a căutat acolo, la ei? Pentru că nu l-au avut pe Hristos euharistic. Pentru că s-a trezit câte unul care a spus
Împărtășiți-vă la 40 de zile sau de 4 ori pe an. Și poporul nu mai simțea. S-a trezit către altul care spunea, fără ulei, fără nu știu ce, fără nu știu ce. Ei luau niște rânduieli din pustia Egiptului și le aplicau ei potrivit patericului egiptean, neînțelegând nici măcar duhul patericului, îl aplicau ei în mijlocul poporului. Și poporul a căutat trăire. Dacă n-a găsit trăire, s-a dus într-un sentimentalism bolnav. Unde? La cântările protestanților, la comuniunea și comunitatea din casele de adunare. Au căutat o frățietate pentru că asceza i-a îndepărtat, neînțelegând că asceza este o pregătire pentru comunitate, comuniune, euharistie, în iubire, în liturghie. Și atunci, iubiți credincioși, au făcut implozie în monastire, au făcut secătuire în parohie, au creat o stare de nebucurie, nemulțumire, netrăire și poporul a căutat. Dar a căutat în altă parte și au venit alte 7 duhuri asupra lor, credincioși. Și s-a rătăcit. Mai aduceți-i voi acasă. N-au ce căuta niște pastori, n-au ce căuta niște rătăciți într-un pământ creștinesc dacă noi ne facem treaba. Unde e problema? La înțelegerea lucrurilor, la păstorii care nu păstoresc cum se cuvine pentru că stresează oile, dar nu împărtășesc pe creștini. Și atunci vine Duhul necurat cu toate ale lui, găsind casa goală, primită, curățită, aranjată prin post de rugăciune, prin priveghere, prin citirea cărților și ce? Știi tu Scripturile, le știi el pe de rost. Postești tu, el nu mănâncă niciodată. Tu nu dormi și priveghezi, el priveghează non-stop. Cu ce ești mai bun ca el? Decât dacă ești smerit și dacă cu Hristos te-ai împărtășit. Și dacă n-ai smerit acugetarea și ai făcut o steneală greșit într-un unghi de stânga, dreapta, nu pe verticală, și dacă nu te-ai împărtășit, de unde stai tu pe orizontală lucrarea de pace, de bucurie și de facere de bine în Hristos, în Sfântul? Și atunci te prinde. Deci Domnul spune clar cu un psalmist, caută și vezi, Doamne, la smerenia mea și apoi la osteneala mea. Că a căutat Domnul spre smerenie roagă sare. Smerenia și smerita bugetare trebuie să fie la orice temelie de lucrare. Iar vulturul, iubiți credincioși, care se înalță prin asceză, prin nevoință, la culmile cele mai înalte, dar a pierdut comuniunea și comunitatea, el este un însingurat, nu un singuratic cu Hristos în inima sa. Este, iubiți credincioși, într-o boală duhovnicească, care are un aspect exterior desăvârșit, dar el este necurat, vulturul, pentru că el s-a însingurat la culmile cele mai înalte ale ascezei, pierzând comuniunea. Alții cad într-un sentimentalism bolnav, în cântări, în comuniune și comunitate, sunt împreună toți cu toți, dar n-au ascetica și mistica, ba mai mult decât atât, devin ca pelicanul, cum se spune în Vechiul Testament, și mușcă și ciupește pe cel de lângă el când își pierde echilibru. Alții se adâncesc, devin niște necurați, ca niște pești fără de aripi, în mâr și în nămol, pierzând și comuniunea, pierzând subieștutea, stau acolo și așteaptă să răpească pe câte unul de-a lor ca să trăiască. De aceea, iubiți credincioși, Domnul spune foarte clar, echilibrul îl găsim doar pe Sfânta Cruce. Trebuie să fim și în verticala credinței, trebuie să fim și în orizontala faptei cele bune. Trebuie să avem ca temelie smerita cugetare, să urcăm prin ascultare, să ne înălțăm prin ascetică și mistică, iar ascetica și mistica trebuie să fie finalizată prin împărtășirea continuă cu Sfintele Taine, iar împărtășania trebuie să lucreze prin noi, ca prin niște instrumente în viața de zi cu zi, în aproapele nostru, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. De aceea Domnul spune clar, popor al lui Israel, ai fost formalist și tipical. Popor al lui Israel, pe toate l-ai împlinit, dar pe mine nu m-ai iubit. Popor al lui Israel, tu, prin arhierei, cărturarii și farisei tăi, m-ai iscodit, dar nu m-ai iubit, nu m-ai primit, cu mine nu te-ai împărtășit. Și în ziua de astăzi, iubiți credincioși, Domnul va pune aceeași întrebare. Noule Israel, monastire și parohie, monah, monahie și creștinule din familie, unde este smerita cugetare? Unde este răbdarea și blândețea cea mare? Unde este iubirea dumnezeiască? Unde este iubirea frățească? Unde este răbdarea aceea care este, iubiți credincioși, de netrecut peste toate? Unde este smerita cugetare și euharistia
Pentru că roada Duhului este dragostea, bunătatea și pacea. Unde sunt toate acestea în inima ta? Iar dacă sunt, vei fi binecuvântat. Dacă nu, înseamnă că vei fi ca poporul Israel, doar spoială, iar în tine corcăiește. În tine, iubiți credincioși, dacă ai totul perfect, n-ai smerenia și iubirea, în tine se răjuiește nu unul, ci 7 draci, mai răi ca atunci care le-ai avut când ai venit prima dată la monastire sau la spovedanie. Pentru că în tine s-a adunat mândrie, în tine s-a adunat prostie, în tine s-a adunat părere de sine. Crezi că știi, crezi că poți, că ai citit 2-3 cărți și de acum cunoști. Crezi că tu le știi pe toate. N-ai smerita cugetare, n-ai răbdarea și blândețea care trebuie să se adune în Euharistie. De aceea să ne trezim, să ne înțelepcim. Pentru că cuvântul Domnului, care este cu 2000 și ori de ani, nu e doar pentru ei. E pentru noi. O monastire sau o parohie care insistă foarte mult pe tipic, pe formalism, pe împlinirea rânduielilor la milimetru, dar nu cultivă în popor smerita cugetare, ci doar osteneala, o osteneală care nu se finalizează în Euharistie duminica, nu face altceva decât să pregătească poporul pentru o îndrăcire mai mare, crezând că ei sunt vrednici de mântuire și de împărăție. Nu, iubiți credincioși. Ca tâlharul, ca vameșul și ca desfrânata, facem cât putem, ca Zaheu ne smerim și spunem, Doamne, dacă am reușit, întorc în păzit, dar vină în casa mea, pentru că astăzi, acum, este mântuirea și ne venim în fire, ne trezim ca fiul risipitor, ne întoarcem cu fața Dumnezeu și ne adunăm cu toții în biserică, ne desleagă Bunul Dumnezeu prin iubirea Lui Dumnezeiască și ne împărtășim continuu cu Sfintele Taine. Și atunci când stăpânul casei este Hristos, nu poate să mai fie Prințul Întunericului în aceeași inimă. Pentru că, iubiți credincioși, spune clar, nu putem sluji Dumnezeu sau Mamona, pentru că Hristos este în inima noastră, n-are ce căuta dracul decât prin ispitire din afară, nu prin stăpânire. De aceea vă îndemnăm la smerită cugetare, la echilibru duhovnicesc și discernământ, vă îndemnăm la o osteneală echilibrată și să finalizăm cu toții, iubiți credincioși, în fiecare zi, în fiecare liturghie, în fiecare sărbătoare, cu Sfânta și Dumnezeiasca împărtășire. Să slavim pe Hristos în inima noastră, acum și în vecii vecilor. Amin.